Polițiștii din București au alertat școlile și le atrag atenția părinților și profesorilor să discute cu cei mici și să se asigure că aceștia înțeleg diferențele dintre lumea reală și cea virtuală. Poliția transmite câteva sfaturi legate de cum se poate observa dependența de jocuri a copiilor și ce trebuie făcut. În octombrie anul trecut, Interpol a dat alarma după ce un copil de 12 ani din Buzău a postat un mesaj în care amenința cu sinuciderea, după ce administratorii unor platforme de jocuri online i-au închis conturile. Polițiștii au intervenit imediat și copilul a fost încredințat în siguranță părinților. Acum Interpol a avertizat din nou autoritățile asupra pericolului. Poliția Capitalei transmite că, în special, copiii între 6 și 16 ani sunt predispuși să recurgă la amenințări extreme în cazul dependenței de jocuri. Polițiștii le reamintesc profesorilor și părinților că minorii trebuie supravegheați inclusiv în mediul cibernetic. Unii părinți spun că o fac deja cu ajutorul unui program de monitorizare. Specialiștii cred că 30 de minute de acces pe zi la telefon, tabletă sau jocuri reprezintă maximul de timp pe care un copil ar trebui să-l petreacă în spațiul virtual. Avertizarea trimisă de Poliția Capitalei la începutul acestui an este o premieră a ultimilor ani în care autoritățile recurg la emiterea unei alerte adresate profesorilor și părinților pentru a-și supraveghea și observa mai atent copiii și elevii.